Bun găsit, doamnelor și domnilor! Haideți să vedem ce ne prezic astăzi astrele! Berbecii beneficiază din plin de generozitatea celor din jur. Se poate spune că, în cazul lor, Moș Nicolae se întoarce cu încă o serie de cadouri. Taurii au bani pe care îi dau pe lucruri frumoase și de calitate. Le place viața, nu își refuză nimic, dar și muncesc mult pentru a-și permite tot ce vor. Gemenii își evaluează relația și parteneriatele, dar nicio decizie luată acum nu este definitivă. În weekend vor avea timp berechet pentru prieteni. Racii fac inspirate schimbări de decor în locuință, dar trebuie să aplaneze tensiunile care pot apărea între partenerul de viață și o rudă apropiată. Leii au noroc în dragoste, dar trebuie să fie atenți la documentele pe care le semnează. Fecioarele primesc un cadou surpriză sub forma unei sume de bani. Ar fi bine să nu-i cheltuie imediat. Balanțele trebuie să aplaneze tensiunile din familie. Li se cere să rezolve probleme casnice sau să își asume responsabilități suplimentare față de părinți. Scorpionii pot promova un examen dificil sau pot câștiga o importantă competiție pentru că inspiră autoritate și profesionalism. Pentru săgetători se anunță o perioadă plină de noroc, atât în plan profesional cât și în iubire, dacă aceștia vor ști să valorifice șansele aduse de Mercur retrograd. Capricornii pot primi din nou o șansă pe care au ratat-o cândva din motive familiale. Vărsătorii primesc invitații surprize la evenimente la care nu sperau să ia parte. Foști colegi, acum oameni de succes, le propun să colaboreze. Peștii își pot îndeplini o dorință mai veche. Pleacă în vacanță sau își găsesc un job în străinătate. În relațiile care îi interesează, ei trebuie să facă primul pas. Acestea au fost previziunile astrologice pentru azi. Ne revedem mâine la aceeași oră.